Bună ziua, dragi șoferi! Astăzi suntem pe circuitul Motorpark alături de echipa Toma Racing și am onoarea și plăcerea să mergem cu acest Porsche Cayman Trophy, o mașină făcută pentru circuit, wow. Mersi mult, Cristi! Cu plăcere, oricând! Este pentru prima oară când merg pe circuit. Să-mi spui tu cum trebuie să merg. Deocamdată mergi tu cum crezi tu. Da? Și după aia... Și după aia ne arăți tu? Îți arăt eu un pic. Să-mi spui unde merge mai tare, unde merge mai încet, că nu știu aici. Da, aici... O porțiune destul de virajată, cu viraje de a treia. Aici am viraj la dreapta, o să urmeze 3 viraje la stânga, acum. Dacă ți se pare că am viteză mare, să-mi spui. Și intru pe interior, nu? Stânga, da. Gaz. Frână. Mai pe interior, mai pe interior. Acum așa, nu? Acum este o curbă aproape la 180 de grade. Treapta a treia. Este o curbă de treapta a doua. Și o porțiune destul de dreaptă de viteză după aceea, unde putem să dăm și treapta a patra. Nu are nicio legătură cu mașinile de stradă. Pe interior, pe interior. Pe interior. Accelerați, accelerați. Pe interior, stânga, stânga, stânga. Frână, frână. Gaz, 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 gaz. Gaz, gaz, gaz. Gaz? Treia, treia. E ok. Aici știi că aici linia dreaptă știe toată lumea. Wow! Cum e? Ca pe stradă, nu? Nu are nicio treabă pe strada! Wow, dar ce frânele sunt! Accelerația la o mașină în circuit. Mai ales pe circuit. Trebuie să ai foarte mare încredere în frâne. Exterior, nu? Exterior și după aia apexul pe interior. Pe aici? Aici, așa. Frâna, stânga, interior, calco, calco. Stânga, frână. Interior, 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 așa, 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 aia, mult mai bine, bravo. Stânga. Și aici undeva o trasă de mijloc trebuie să abordez. Intrăm la boxe? Ce? Intrăm la boxe, da? Cum vrei tu, da? Da, după curba de dreapta se va face o breta spre stânga.
Aici. Vai, cu trage mașina asta. Deci n-are nicio legătură cu nimic pe circuit față de cum mergi pe stradă. Să spui când îi dăm drumul. Da. N-are nicio legătură cum am mers eu și cum... Vai de cap, vai de... Unu! Vai de capul meu! Mașina fac pentru, fac frânele. Deci mașina stă lipită de asfalt. Deci mașina stă lipită, lipită de asfalt. Asta e ideea. Wow. Deci mă uitam la curba asta după linia dreaptă, intrai până în mijlocul ei aproape. Foai de cap. Îți mulțumesc mult, tot, Cristi. Mulțumim echipa Toma Racing
Și până data viitoare vă spun la revedere. Eu nu te cam alb la bază să mergi la aer. Așa este, da. Vă mulțumim că mutăm Racing. Cu plăcere mare, dar și-a fost la bază.